Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită, vizionările, vizualizările sunt total gratuite, like de asemenea și nu în ultimul rând comentariile. Și în ultimul timp, datorită unor modificări ale algoritmului YouTube, comentariile sunt foarte, foarte importante. Așadar, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii o inimioară, un muțunache, un emoticon sau ce doriți dumneavoastră. Normal, eu acum trebuia să vă spun sotedeul, da? Parfumul zilei mele de astăzi și decât vi-l arăt, da? Este de la casa Haifa și se numește Beirut. Și după cum deja ați observat deja din titlu, urmează să îl disec puțin. Deci, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă doriți, bineînțeles, ce parfum veți purta, nu veți purta, ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea, urmări acest videoclip. Eu acum când filmez este vineri și voi ca de obicei îl veți vedea sâmbătă seară. Bun, nu mai stăm la discuții, nu mai stăm la bârfe, chestii, treburi, socoteli. Aparițiile în lumea parfumeriei Middle Easter sunt așa, pe repede înainte, pe bandă rulantă pur și simplu, iar eu am rămas puțin în urmă cu recenziile. Și în acest sens, astăzi voi începe cu Nujum, cred eu că se spune, se scrie nujum, da? Nujum al la... Um, am făcut unboxing și primele impresii pentru acest parfum, dar dacă nu ați urmărit acel videoclip, vă mai prezint încă o dată cutiuța în care vine el, da? Nimic uh, fancy, nimic... Uh, Wow, o cutie normală, însă, însă, acesta este parfumetele. Aceasta este sticluța, fină, elegantă, zic eu, în opinia mea. Aici, de jur împrejurul capacului, avem um, o chestie din piele ecologică. Da, piele ecologică, că nu e piele naturală și acest parfum vine în cantitate de 100 de ml, concentrație EDP, apă de parfum. Iar după cum v-am mai spus eu în multe alte videoclipuri, parfumurile casei Haifa au o concentrație de 30% ulei. Da? Aveți grijă cu pulverizările. Haideți să vă citesc din nou notele acestui parfum și apoi o să împărtășesc cu voi experiența mea finală, da? Oricum, din ceea ce am observat, asta ca o mică paranteză, parfumurile casei Haifa nu necesită macerare. Adică nu sunt diferențe atât de wow. Ca să fac o paralelă și ca să mă fac mai bine înțeleasă de dumneavoastră, de exemplu, parfumurile în parfumurile casei Latafa, diferențele sunt destul de mari. Cel puțin în ceea ce percep eu, după modul în care resimt eu un parfum și așa mai departe. Din nou, ca să vă dau un exemplu, să mă fac mult mai bine înțeleasă, de exemplu, parfumul Cașaf al casei La Tafa. La primul puf, da, la prima pulverizare, a fost un mic dezastru. Reușeam eu să culeg de acolo anumite note, reușeam să înțeleg ce vrea să spun autorul, însă nu. Și i-a luat nici mai mult, nici mai puțin de două luni, dacă nu mă înșel, să fie la forma la care se dorea a fi. Da? Pe când parfumurile casei Haifa, Haifa Perfumes, <coughs> îmi cer scuze din nou, ceva probleme cu gâtul. Pe când parfumurile casei Haifa nu, nu, veți găsi această chichiță, da? nu veți întâmpina această poveste cu aceste parfumuri. În plus de asta, de la prima pulverizare nu vă va izbi acel iz de alcool. Cel puțin, cel puțin, din toate parfumurile ce le am eu de la această casă, da? Nujoma, Lail White, Beirut, Maani, ce mai am eu? Um, Ajmal, da? uh, faher Red și Hajar. Da? La niciunul din aceste parfumuri nu mai a izbit niciodată um, acel is de alcool, da? mirosul acela de alcool întâlnit în alte parfumuri. Bun, am terminat cu parantezele și acoladele, iar notele lui Nujum al il White sunt în vârf avem balsam egiptean și grefrit. Nu. În vârf avem balsam egiptean, grefrit și trandafir de taif. În mijloc caprifoi, vanilie, note fructate și mosc. Iar în bază note florale, mosc, rășini și ambră. Și de ce am ales eu aceste două parfumuri ale casei Haifa să Vă vorbesc despre ele în același videoclip, deoarece, în opinia mea și după gusturile mele și după ceea ce aș purta eu, ambele parfumuri, atât acest Anujoma Lail White cât și Beirut, sunt acele uh, gurman de, de vară, da? Bine, nu strict pentru vreme caldă, le puteți purta în orice sezon, însă, nu sunt atât de puternice, nu sunt atât de supărătoare și jenante, da? la modul că pot fi purtate și pe vreme mai caldă. Am fost așa, da? Nu mai contează, v-ați obișnuit cu mine. Bun, să vă reamintesc atomizoarele da? acestei case, pur și simplu divine. Deci divine, numai atomizorul și parfumul. Da? Parfumul. În ciuda notelor listate de ei pe site, da? Uh, pentru mine, acest Nojoma Lail White este acel gourmand, fin gourmand, caramelicios, dar nu copleșitor. Nu este nimic lipicios, nu este nimic mult prea mult, da? Care seamănă izbitor de mult cu un alt parfum al casei Swiss Arabian și anume Casablanca. Da? Aceste două parfumuri se aseamănă extrem, extrem de mult, dar extrem de mult. Da? am purtat Casa Blanca, iubesc acest ADN olfactiv, l-aș recunoaște cu ochii închiși, da? Și cu siguranță în momentul în care eu voi termina această sticluță, voi continua cu nujoma la El White, care apropo, oricum, vedeți că îl beau cu drag și spor. Da? Este, se deschide gurmand pufos, aș spune eu. da? De ce spun pufos? Nu, mai degrabă gurmand aerat. Da? Încă o dată vă spun, nu este absolut nimic, nimic copleșitor. Dacă sunteți ca mine iubitoare de parfumuri gurmande deci și spun iubitoare pentru că în opinia mea acest ADN este înclinat 80-85% către latura feminină, da? către sexul feminin. Dacă sunteți ca mine iubitoare de parfumuri gurmande, nu vă feriți de parfumurile dulci da? și le purtați oriunde și oricând, Nujoma la Il White din nou, mă repet, este uh, pretabil, purtabil chiar și vara. Da? Uh, ei spun la un moment dat, listează ei uh, note fructate în mijloc. Eu, din treaba asta, note fructate, ce resimt eu personal în acest parfum? Resimt izul acela de pară foarte, foarte coaptă, dar caramelizată. Da? Este o pară coaptă zemoasă și atât. Este para aceea coaptă caramelizată și mai resimt un is ce mă duce cu gândul, cum să vă spun eu. Ești în bucătărie, ai un măr roșu. Nu mă întrebați de ce măr roșu, da? E o chestie. Izul acela de măr, pentru mine e în două, se împarte în două categorii, da? Izul de măr mai dulceag, eu îl asociez cu mărul acela roșu, iar izul de măr, nota de măr, să spunem o idee mai fresh, o asociez unui măr verde. Da? Deci, izul de aici, cel puțin ceea ce culeg eu, da? ceea ce resimt eu, mă duce cu gândul către un mare măr roșu, copt, pe care îl dai pur și simplu pe răzătoare iar um, bucățelele acelea de măr rase le pui într-o tigaie și adaugi, le călești, dar adaugi um, zahăr brun, da? Nu este un um, is ce mă duce cu gândul la măr și atât, da? Este un măr ras tras în zahăr brun, într-o tigaie. Cam asta înseamnă pentru mine notele fructate ce le listează ei aici. Da? Pară, coaptă, caramelizată și măr roșu tras într-o tigaie cu ceva zahăr brun. Da? Cam asta pot eu aduna de aici. Dar, dar, dacă eu vă spun că este gurmand, îl percep, percep povestea aceasta ușor culinară cu pară și cu măr, nu mergeți către un parfum juvenil, da? Nu mergeți către genul acela de parfum girly, cum se spune și atât. Da? Pentru că nu este. De ce spun asta? Eu o treabă aici, eu una personal și de ce spun eu una personal? Acest parfum a fost testat și de mami și de soțul meu, da? chiar dacă eu spun că este 80% înclină către latura feminină, v-am mai spus și în alte videoclipuri, soțul meu că vrea, că nu vrea, trebuie să stea să-l parfumez și să văd eu cum se dezvoltă un parfum pe pielea lui. Și atât mami cât și soțul meu, niciunul de fapt, niciunul dintre ei, nu au resimțit ceea ce resimt eu și anume undeva în fundal, da? undeva în fundalul acestei scene cu para caramelizată, cu mărul tras în tigaie, este o bucată de piele întoarsă, destul, destul de măricică, fiind de tot afumată. Da? E ceva în fundal ce mie îmi dă imaginea asta în fața ochilor. Însă, din nou vă spun, cu toate acestea, nu vă sfiiți de el să-l purtați vara. Și mai mult de atât, ca de obicei, o să vă inserez undeva pe ecran, dar pe site-ul celor de la Haifa găsiți absolut toate locațiile lor, da? toate insulițele Haifa, toate magazinele lor fizice. Mergeți și testați acest parfum. Da? Nujum Al Lail White, deoarece am observat că mai este Nujum Al Nujum Al Lail Black. Deci, mergeți și testați acest parfum, dar când testați parfumurile casei Haifa, un sfat așa prietenesc, da? Nu le testați pe blotter. Nu. Testați pur și simplu dați un puf pe Mână. Da? Dați un puf pe mână, lăsați-l puțin pentru că în deschidere sunt foarte, foarte puternice. În momentul de față, treaba aceasta nu, nu se mai întâmplă cu acest parfum. Lăsați-le puțin și abia apoi testați-le, da? Dar neapărat pe piele. De ce insist să testați pe piele? Deoarece aceste parfumuri, având o concentrație de 30% de uleiuri, uh, de ulei, Reacționează, se comportă, mai bine spus, se comportă diferit în funcție de pielea fiecăruia dintre noi. Pentru că, da, este mit, mai mult sau mai puțin mit, treaba cu PH-ul, nu intru în această discuție acum, însă, categoric, dacă pentru mulți dintre dumneavoastră treaba cu PH-ul este un mit și atât, um, v-aș sfătui să luați un oarecare parfum din casă să dați un puf pe pielea unei fete, femei, doamne și să dați din același parfum un puf pe pielea unui domn, da? Și categoric este cu totul altă poveste, da? Asta așa ca o mică paranteză. Da? Deci în fundalul, revenind la parfum, în fundalul acelei pere coapte caramelicioase și acelui măr glazurat, da? Avem uh, acea bucată de piele întoarsă, fiind de tot afumată. Ca performanțe, din nou, din nou, e o chestie subiectivă, da? V-am mai spus și mă repet, parfumurile uh, au povestea lor cu fiecare dintre noi, da? Da, îmi cer scuze că a trebuit să întrerup, însă telefon, că de ce nu? Da? Revenind la acest parfum, da. nu mai știu ce v-am spus uh, înainte să pun pe pauză filmarea. Dacă mă repet, mii de scuze, dar acest parfum, da, în spatele uh, chestii cu uh, para coaptă caramelizată și măr uh, ras tras în tigaie cu zahăr brun, avem acea uh, piele întoarsă, fiind de tot afumată. Dar, Baza acestui parfum, da? dry down-ul final, ca să spun așa, o constituie genul acela de mosc pufos, cum îmi place mie să spun, da? uh, nu este nimic animalic, nu este nimic mult prea mult și așa mai departe, este doar acel norișor pufos de mosc caramelizat de data aceasta da? și cu toate acestea, Toată imaginea olfactivă, din nou, nu este ceva in your face, nu este ceva copleșitor, ci este genul acela de aromă aerată, dacă are sens. Și totuși, când spun din nou aerată, nu vă gândiți că este un parfum sfios, rușinos sau gingaș. <laughs> Am o treabă cu cuvântul gingaș. Bun, deoarece performanțele acestui parfum pe pielea mea. În cantitatea aplicată de mine, reușesc să prind undeva la 8 ore, da, 8 ore pe piele. Și prima dată când mi-a venit comanda și l-am purtat, nu nu țin minte exact, tot timpul am zis că îmi notez undeva și mereu uit. Dar am senzația că undeva pe la 7 ore da? În momentul de față reușesc să prind 8 ore cu acest parfum, ceea ce pentru mine este mai mult ca perfect Iar pe haine, dacă hainele respective sunt 100% bumbac sau 100% in da? Dacă vorbim de material natural, acest parfum se simte și după ce le spălați da. Și după ce spălați haina, reușiți să resimțiți acel, acest parfum. Dar, da, și ca să vă faceți o idee pe ansamblu, dacă nu ați testat acest parfum, dacă iubiți sau dacă ați avut da? Casa Blanca de la Swiss Arabian, gândiți-vă că. Haideți să vă mai fac o imagine. Să spunem că acest Casa Blanca este acea doamnă de 40 de ani, pe când nujom jom al la il white este acea doamnă la 30 de ani, da? Deci nu este o diferență foarte, foarte mare între aceste două parfumuri. Așa, mirosindu-le strict la atomizor, aș putea spune că acest parfum de la Swiss Arabia în Casablanca mi se pare ușor, dar ușor mai ambrat decât nu jom al la White, Da? Dacă doriți un clip de tip versus între cele două, da? să le compar pe ambele, lăsați-mă în secțiunea comentarii și eu mă prezint la datorie. Cât despre variantele de layering cu acest parfum, Aș putea face, cred că un videoclip de tipul podcast, da, vreo două ore, trei ore, pentru că sunt infinite. Da? O mulțime merge absolut cu orice, în opinia mea, da? Absolut cu orice. Se îmbină frumos cu parfumuri centrate pe nota de tutun, se îmbină frumos cu parfumuri fructate, se îmbină frumos cu parfumuri lemnoase, cu absolut orice orice. Bun. Și. Și. Parfumul zilei mele de astăzi este acest Beirut care vine în acest ambalaj. Da? Multe, multe detalii. Avem aici și o imagine. Ce ne scriu ei? Ruș Rox. Nu știu dacă pronunț eu bine. Da? Bun, aici din nou logo-ul Haifa și sticluța este mai mult decât divină Mie îmi place enorm, este una extrem, extrem de grea, extrem de frumos lucrată, în sensul de foarte, foarte atent lucrată dar din nou vă spun, este exagerat de grea, da? Nu are neapărat chestia aceea cu fund dublu, da? Are totuși partea de jos o idee mai înaltă Capacul vă poate duce cu gândul către parfumurile casei Kajal da? O să vă inserez o imagine să înțelegeți ceea ce vreau să spun iar la fel, da, camera mea nu vrea să surprindă. Vreau să vă arăt faptul că avem logo-ul Haifa Perfumes inclusiv în interiorul capacului. Bun. Care e povestea cu acest parfum? Acest parfum a creat o mică isterie pe grupul meu de Facebook, Freg Family. Nu este o lansare nouă a acestei case. Nu. Este un parfum care eu de mult vroiam să-l testez. De multe ori am fost la faza să-l comand blind da? și nu știu ce m-a oprit. Da? Și în momentul de față regret. Acest Beirut, dar, haideți că sunt atât de entuziasmată de el, încât uitam să vă spun notele. Vă spun notele și după aceea continui povestea. În vârf avem portocale roșii, bergamotă și lavandă, în mijloc scorțișoară, lem dulce și asomie, iar în bază caramel, vanilie, cicoare și mosc. Acest parfum mi-a ajuns mie comanda fix, nu mai știu în ce zi era. Ultima zi de lucru a curierilor dinainte de Paști, da? Ca să vă faceți o idee. Și um, am fost plecată toată perioada aceea la mami. Și bineînțeles că mi-am luat trei parfumuri, dacă nu mă înșel și n-aveam cum să nu-l iau pe cel mai nou venit în casă, și anume Beirut. Beirut vine în cantitate de 115 ml și, ca să înțelegeți, cât am putut să folosesc din el de atunci și până acum. Da? și de Paști chiar și mami mi-a spus miroși mai wow decât de obicei, dăm și mie cu ce te-ai dat. Da? Și acesta era parfumul. Beirut, știu că multă lume îl asociază cu lira. Pentru mine și pentru felul în care percep eu și decodez eu un parfum, acest Beirut este 40% lira 50% devotion de la Dolce Gabbana și 10% lemon tart de la Teodoros Calotinis. Da? Asta înseamnă devotion pentru mine. Devotion, asta înseamnă Beirut pentru mine, da? Beirut, în opinia mea, nu este acea clonă sau acel parfum inspirat din lira și atât. Este cu mult mai mult decât asta. Da? Și un moment pentru acest atomizor. Da? Încă o dată. Ați văzut așa ceva? Doamne Dumnezeule! Și acum mă transform. Doamne Dumnezeule! Dacă ar fi să. Șterg un pic sticluța că am pulverizat și pe ea. Dacă ar fi să fac un top. Cu parfumurile mele preferate din ceea ce am până momentul de față da, Dacă ar fi să fac un top 3 parfumuri preferate de la Casa Haifa Pe locul întâi, bineînțeles, ar fi Rojin Baiana Știu, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris Hei, când apare, când apare, când apare Am terminat partea de packaging, da, cutia mai avem puțin de lucru la sticluță și, bineînțeles, că voi anunța cu surle și trâmbițe când îmi voi lansa primul parfum. Revenind la acest parfum, dacă ar fi să fac un top 3 parfumuri preferate de la Haifa, pe locul 1, fără nicio falsă modestie, este Rojin, Baiana, pe locul 2 este Beirut, iar pe locul 3 este Hajar. Da? Acesta este top 3, dacă ar fi așa în mare, cu toate că va mai vorbi și despre insolans, da, parfumul inspirat din insolans de la Guerlain, va mai povesti și despre label, parfumul inspirat, scuze, din label și așa mai departe. Dar, dacă sunteți acele uh, gourmand ladies, nu aveți cum să treceți de vara aceasta fără... Beirut, Da? Categoric. Categoric. Dacă sunteți în zona unor. Doamne, Dumnezeule! Dacă sunteți în zona unor parfumuri mâncabile um, cu. Da, îmi cer scuze, -mi, tot... Um, distrag atenția domnii muncitori că au ajuns deja la nivelul la care îi pot vedea, dar în fine, dacă sunteți în zona vis-a-vis -vis de uh, apartamentul meu se lucrează. Dacă sunteți în zona acelor parfumuri mâncabile, dar totodată, cu ceva citrice confiate, uh, cu un mic de tot hint de rom, dar ajungem și acolo nu aveți cum să vă lipsească acest parfum. Da? Din nou, dacă până acum nu l-ați testat, l-ați evitat, crezând că este acel parfum inspirat din Lira și atât, nu. Testați-l pentru că, exact cum v-am spus, pentru mine ce e în sticluța asta, cam asta înseamnă. Da? 40% Lira, 50% Devotion și 10% Lemon Tart de la Teodoros Calotinis. Acest parfum este și o să vi se pare că sunt vorbe mari, însă, pentru mine, și pentru cât de multe parfumuri am testat, ce se vor a fi uh, gurmandicioase cu lămâie, da, cu un hint de lămâie, cu atingere de lămâie, pentru mine, acest Beirut este lucrat magistral. da, Și când spun magistral vreau să scot în evidență faptul că nu ai pic de iz sintetic. Da? Lămâia aceea este foarte, foarte frumos desenată în Beirut. Extrem de fain. Extrem, extrem de fain. Se deschide fiind de tot citric. Ei listează portocale roșii, bergamotă și lavandă. Ce aș putea eu culege de aici ar fi mai degrabă o lămâie dată printr-un praf de lavandă și acele portocale roșii. Da? De ce praf de lavandă? Lavanda din acest parfum din Beirut nu este genul acela de lavandă din libră. Da? Ca să vă faceți o idee. Nu este nimic ascuțit, nu este nimic mult prea mult, nu. De aceea i-am și spus pudră de lavandă, pentru că este undeva acolo în fundal, da? Rolul principal îl constituie portocalele roșii și, pentru nasul meu, un fin de tot iz de lămâie. Dar ceva foarte, foarte fin. Combinația aceea, dacă vă temeți și dacă vă gândiți cum, Doamne iartă-mă, să port un gurmand ce conține scorțișoară și lemn dulce vara. Ei bine, treaba aceasta, scorțișoara și lemnul dulce sunt domolite, dacă vreți, de o iasomie. Și când spun iasomie, din, din nou, nu mergeți către zona alien, nu, nu avem acea iasomie indolică, din contră, este ceva ce mă duce cu gândul către o iasomie apoasă, dacă are sens, da? Nu este ceva copleșitor, nu este ceva să îți dea dureri de cap, nu, categoric nu, da? Deci eu, una, voi face baie în acest parfum chiar și vara, da? Cu toate că, dar ajungem și la performanțe. Bun! toată treaba aceasta, portocalele roșii, lămâița aceea tăvălită prin pudră de vanilie, scorțișoara, blemnul dulce, iasomia și tot, 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 da? Tot ceea ce v-am trâncănit eu până acum este în linie dreaptă, cum spun eu, da? Niciuna din aceste note nu caută să iasă în evidență, da? Totul este într-un perfect, perfect echilibru. Însă, imaginați-vă toată treaba aceasta pe o scenă, iar undeva, în spatele scenei, ca să spun așa, imaginați-vă o lămâie confiată, da? Um, ce se relaxează cu un pahar de rom și stă pur și simplu așa acea lămâiță confiată pe un orișor de mosc fiind de tot dulceag. Da? Asta este dry down-ul final. O lămâie caramelizată, caramelizată, confiată. O lămâie confiată cu o atingere de rom. Dar din nou, din nou, nici mami, nici soțul meu nu au prins atingerea aceasta de rom din acest parfum pe pielea soțului meu eu am simțit o o idee mai proeminentă decât pe pielea mea iar pe pielea lui mami eu am perceput o cam la același nivel da. Însă ei personal nu au putut uh, uh, distinge acordul acesta da. Dar eu când vă spun că acea lămâie confiată se relaxează cu un pahar de rom. Asta nu înseamnă că acest parfum are ceva buzi. Nu înseamnă că este genul acela, cum să spun eu, de parfum de vară, fiind de tot buzi. Hai să fac o paralelă, cum este de fapt Amo Ferragamo. Da? Acolo avem un parfum de vară, fain, elegant cap coadă, n-am ce să-i reproșez, îl iubesc, dar este fiind de tot acel subton buzi, da? Foarte, foarte fin, da? Ei bine, în Beirut treaba asta este mult mai domolită, dar totuși eu pot percepe izul acela fiind de tot de rom. Cu toate acestea, în opinia mea, dacă Njom Malail White, v-am spus că este 80% către latura feminină, Beirut este 95% înclinat către latura feminină, da? Vanilia din Beirut, deoarece se resimte, din nou, dacă nu mă înșel eu, spun din tot ceea ce am eu de la Haifa acum, da? Pentru că mai sunt alte parfumuri. Ale acestei case, pe care eu încă nu le-am testat momentan și nici nu le am. Dar, din ceea ce am eu până momentul de față, vanilia din Beirut mi se pare cea mai scumpă vanilie, da? Cel mai frumos lucrată, cel mai frumos redată, foarte, foarte faină. Mă duce fiind de tot cu gândul către, din, către vanilia din Label. Da? Uh, Cam așa o asociez eu. Dacă ar fi să asociez acordul de nota de vanilie din Beirut cu una dintr-un alt parfum, imediat mă duce cu gândul către label. Dar rețineți strict nota de vanilie. Da? Beirut, ca și uh, zona olfactivă, ca și profil, nu are nici cea mai mică legătură cu label da? Beirut pentru mine și pentru simțurile mele și pentru felul în care percep eu un parfum, la nivelul acesta rămâne, da? Este 40%... Lira, 50% Devotion și 10% Teodoros Calotinis Lemontart. Da? Dar, din nou, la capitolul performanțe, și mă mișc puțin pentru că am amorțit, la capitolul performanțe, beast mode, da? fără exagerare. Și nu, treaba asta nu este doar pe pielea mea, v-am spus, l-am avut cu mine de Paști la mami, l-a purtat și mami și atât pe pielea mea, cât și pe pielea lui mami, a stat undeva la 8-9 ore. Am uitat să vă spun proiecția pentru un jom al la Il White. Se uh, presimte foarte, foarte fain în jurul dumneavoastră timp de două ore, da? Primele două ore. La Beirut, nu înțeleg cum, au reușit să facă treaba asta, însă proiectează ca un nebun timp de trei ore. Da? Timp de trei ore, bestia asta mică e acolo și proiectează. Iar pe piele, ca o longevitate totală, timp de către 9 ore, cu mențiunea că, din nou, este pe pielea ta după duș. Da? După duș este, este acolo. Îl simți. N-ai cum să-mi spui că nu-l simți. Nu. Deci, nu cred așa ceva. Din nou, aceeași poveste ca la uh, Nujom al al-Il White. Dacă uh, pulverizați parfumul Beirut pe haine din uh, țesături 100% naturale, îl veți resimți și după ce veți spăla hainele. Da? categoric, fără nicio altă chestie. Dacă la Nujoma il White v-am spus că aș putea face un clip de două ore vorbind despre variantele de layering, când vine vorba despre Beirut, nu știu dacă YouTube permite dita mai mațu de clip, însă eu cred că v-aș vorbi 6 ore. Da, fără exagerare. Am purtat Beirut cu hair Pistachio de la Paris Corner. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Deci, dacă aveți beirut, că știu că este un parfum iubit, dacă aveți beirut și dacă aveți hair pistachio, combinațiile. Combinațiile și, da? Fiți pregătite pentru complimente, fiți pregătite ca toată lumea brusc să fie mai drăguță cu dumneavoastră și așa mai departe. Merge combinat cu absolut orice. Absolut orice există pe lumea asta, da? De asemenea, am încercat și m-am jucat, am combinat Beirut cu gama autobiografii Paris Corner Supreme Gold, da? Un parfum inspirat din Herod. Doamne Dumnezeule! Deci, Doamne Dumnezeule, nu aș fi crezut niciodată ca profilul, ca ADN-ul lui Herod să se îmbine atât de bine cu ceva fin, gurmand, citric. E nebunie. Deci jur e nebunie. Da? N și N variante de layering. N și -n. La fel dacă aveți caramel cascade. S-a pus top. da? Deci s-a pus top dacă combinați Beirut cu caramel cascade de la Periscornă. Cu absolut orice există pe lume. Da? Beirut nu are cum, în opinia mea, să lipsească din casa sau colecția niciunei doamne ce iubește parfumurile gurmande. Și cu atât mai mult, dacă iubiți Lira, dacă iubiți Devotion și dacă cât de cât ați fost încântate de Lemon Tart de la Teodoro Scalotinis, Safe Blind Buy. Da? cumpărare oarbă, cumpărare pe netestate. Bun. Am tot zis că vorbesc și eu mai puțin, dar iar am ajuns două parfumuri 40 de minute. Nu știu cum, doamne iartă, mă, numai mie mi se treaba asta, că de ce nu? Îmi place să vorbesc. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați testat la insulițele Haifa sau dacă aveți joma la White sau Beirut Lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră în legătură cu aceste parfumuri. Din nou, dacă sunteți în zona layering da? iubiți să faceți layering, știu, cred că vă dor ochii de la cât fac treaba asta, ok, stau cu minte. Dacă iubiți să faceți layering, vă aștept cu idei noi în secțiunea comentarii, da? sunt foarte, foarte curioasă. Din nou, Lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră sau un emoticon sau orice, da? Orice, orice. E nebunie cu algoritmii YouTube, nu mai înțeleg nimic, dar nu asta contează. Veți avea link în bara de descriere pentru, atât pentru un joma la White cât și pentru Beirut, dar și pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frec Family. Vă mulțumesc din suflet dacă m-ați suportat până acum cu toată pauza acelui telefon. Și știu că eu când primesc un telefon mi se taie filmul, dar nu mai contează. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare să aveți zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!